Percheziții de amploare astăzi în comuna Bâltenii, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, împreună cu polițiștii gorjeni, au efectuat 14 percheziții pe raza comunei la membrii unei grupări infracționale specializate în infracțiuni economice. Vizați sunt primarul localității, Gheorghe Păsărin, și viceprimarul Dumitru Oprea. La finalul operațiunii, cei doi au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. Da, pentru audieri. Nu. V-ați lămurit ce se întâmplă? Gruparea infracțională este bănuită de anchetatori de infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la peste 2,8 milioane de lei. În fapt, este vorba despre sume de bani care au fost introduse în circuitul financiar al unor societăți comerciale ce aparțin primarului Păsărin, viceprimarului Oprea, dar și ai unor membri ai familiilor acestora. Perchezițiile s-au desfășurat și la sediul primăriei, dar și la parohia, unde firmele celor doi au efectuat lucrări de reabilitare. Anchetatorii au ridicat astăzi mai mult documente de la sediul primăriei, dar și de la domiciliul primarului Păsărin. Acesta s-a declarat nevinovat și spune că firma s-a desfășurat lucrări pe vremea în care nu ocupa funcția de primar. Este contract semnat în anul din 2011, înainte de a fi eu primar. Cu biserica de la parohie. Da, au continuat, sigur că da. Sunt lucrări făcute de firma dumneavoastră, da. Da, sunt lucrări făcute la parohie. Au fost înregistrate lucrări fictive? Nu. E vreo problemă la contractele astea? Părerea mea că nu, dar să lăsăm organele de cercetare să se preocupă. Atât edilul cât și viceprimarul Oprea au fost ridicați, demascați și conduși la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj pentru audieri. Cu toate că Păsărin susține că nu este vorba despre niciun prejudiciu, poziția polițiștilor este cu totul alta. Din cercetări a ieșit faptul că în perioada 2013-2015 persoanele vizate ar fi înregistrat în evidențele financiare contabile ale unor societăți comerciale achiziții publice ce reprezintă operațiuni fiscale nereale. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 2.800.000 de lei. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul de specialitate al lucrătorilor Departamentului de Informații și Protecție Internă și ai Serviciului Român de Informații.